задавит. Хорошо, спасибо. Диана Златан и Анатолий. Departea policiei noastre atestă o indiferență și, în general, nu au o viziune clară sau integră sau complexă referitor la soluționarea problemelor în instituțiilor. De asemenea, ei nu au nicio înțelegere, adică nu merg în întâmpinare. Haideți să calculăm, deci este o provocare pentru dumneavoastră în calitate de magistru în economie, management, transport. Ne faceți un calcul, timp de 11 ani, de cât activează. Bunăvară înseamnă care o administrație. Ne 11, 6 ani. Nu, de 11 activează și dumnealui încă de 6 ani, da? 10, 2010, 2010. Da. 6 ani. Da, dar ea activează mai de mult. Nu. Eu am ocupat cu cât bun. Înseamnă că eu am greșit aici. Da. Vopros formulerul. Deci întrebarea este în acești ani. Dacă dumneavoastră spuneți că în cazul în care autoritățile la Chișinău ar fi mai flexibil și ar trece întâmpinarea investitorilor, am avea câte 3-4 companii mari, corporații, da, trusturi internaționale, atrase de economia Republicii Moldova. Deci care este prejudiciul în bani? În urma acestei indiferențe a politicienilor, în bani, cât pierdem noi anual bugetul, economia, dacă tot este foarte chiar colosal acest prejudiciu? Потенциальные банки молдавской экономики. Да, дома Златан, я chiar vă mulțumesc mult pentru această întrebare. Asta este esența întâlnirii de astăzi. Bună întrebare, trebuie să remarc. Într-adevăr, deci eu s-o pot că ei nu numai aduc prejudiciu. După părerea mea, este o crimă. Este o crimă să nu reacționez. Să, având pârghii